Ești și tu una dintre persoanele care au tot timpul ceva de făcut? Dacă da, atunci azi te provoc maxim cu o întrebare. Câte moduri folosești să eviți nemișcarea? Nemișcarea aceasta este al cincilea ritm în care ne mișcăm. Primul este curgerea fluidă, feminină, apoi este mișcarea ritmată, clară și fermă, care vine din energia masculină, apoi vine partea unde cele două energii se întâlnesc în creația haosului. După ce ai creat în haos, te bucuri de creația ta, dacă îți dai voie, evident. Și apoi vine acest ritm în care stai și de obicei îți tragi sufletul să te reîncarci bucurându-te de ceea ce ai creat, totuși fără să faci nimic efectiv, doar stai și ești tu cu tine. Privind în jur în societatea noastră, am realizat că majoritatea oamenilor sunt în primele două ritmuri. Unii ajung să și creeze, totuși prea puțin se bucură de creația lor și cei mai puțini sunt cei care stau să se reîncarce după aceea. Scrii-mi în comentarii răspunsul tău. Sunt Elena Paula Știbei și te susțin să-ți redescoperi bucuria de a trăi.